Circuitul în laborator este următorul. Fișa de recoltare ajunge la departamentul IT, unde în modulul de laborator sunt importate toate informațiile legate de pacient și analizele solicitate, sunt importate din modulul de la recepție. În paralel, probele de sânge ajung la departamentul triere probe. În momentul în care deja datele sunt introduse în modulul de laborator, trierea poate să înceapă scanarea. Sunt scanate probele etichetate cu codul de bare. În cazul probelor de biochimie și de imunologie se etichetează suplimentar cu un cod de poziție. Acest cod de poziție pe noi ne ajută la depozitarea serurilor pentru a putea fi identificat serul foarte ușor dacă pacientul dorește analize suplimentare sau medicul dorește analize suplimentare. Având în vedere că există un număr foarte mare de pacienți, este necesar acest cod de poziție. După această etichetare se centrifugează probele de biochimie și de coagulare și apoi sunt împărțite pe departamente. Deci fiecare asistent de la triere probe știe foarte exact unde anume trebuie duse probele respective. Imediat ce ajung în departamentele de biochimie, imunologie, hematologie, bacteriologie, ele sunt prelucrate. Cele care se lucrează pe analizare automate sunt puse direct în analizorul automat fără nicio altă prelucrare. Fiecare analizor automat din laboratorul nostru are transmisie bidirecțională. Asta înseamnă că există un scanner al fiecărui analizor, se scanează codul de probă, apoi se primește informația din softul nostru ce analize trebuie lucrate pentru acel cod de probă, se transmit analizorului din modulul nostru de laborator, analizorul începe, lucrează probele și în momentul în care sunt gata, se transmit automat în aplicația noastră. Toate aceste rezultate, până a fi tipărite, sunt validate de cel care a lucrat probele respective, de responsabilul de analiză, fie medic, fie biolog sau biochimist. Nimic nu pleacă din departamentul respectiv fără a fi validat de responsabilul de analiză. Validarea se face tot electronic, nu se face nimic manual, se face electronic direct în modulul nostru de laborator. Singura validare care se face manual la început sunt validările pe bacteriologie, după care urmează o validare electronică după ce au fost introduse manual rezultatele de bacteriologie, pentru că bacteriologia este un departament mai special, unde este muncă manuală, foarte multă muncă manuală. Toate probele ajunse în laboratorul nostru se lucrează în aceeași zi. În general, probele uzuale și cea mai mare parte a probelor de imunologie. Există anumite probe de imunologie în care se lucrează, există zile clar stabilite de lucru. În cazul în care acestea nu se lucrează în ziua respectivă, există stative speciale, aici ajută și acel cod de poziție, urmând ca în ziua de lucru respectivă să fie direcționate spre departamentul respectiv. Dar cele care se lucrează în acea zi, seara, sunt tipărite automat de către operator, sunt pregătite de către operator, urmând ca a doua zi dimineață la ora 7, când vin medicii în laborator, să fie validate de către medicul de laborator și prin semnătură. În momentul în care toate rezultatele sunt validate prin semnătură, se face o validare finală a tuturor rezultatelor și din acel moment pot fi vizualizate și pe site toate rezultatele de către pacient, inclusiv cele care sunt cu buletin parțial și care mai sunt în așteptare cu alte analize.